I could do this all day, I could do this all night, all month, all year, for my whole entire life. Who you know got a home, but seen to live on the road, looking like a black gypsy in the caravan of road. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. Băi, eu fac vloguri doar atunci când fac ceva interesant sau când mă deplasez sau când merg altundeva. Ei bine, acum sunt din nou la București și văd că se aude ca naiba radio ăsta, așa că o să opresc motorul. Nu fac vlog afară pentru că bate vântul și se aude foarte nașpa pe fundal. Acum sunt într-o mașină, într-un Mini Cooper. Nu mă gândeam că o să conduc așa ceva în viața mea, pentru că niciodată n-am suportat Mini Cooper-urile. Am venit la București cu câteva colaborări, ca să spun așa. Trebuie să filmez cu Cristina Almășan, i-am dat mesaj și la Michael Darla și trebuie să facem o ședință foto cu un fotograf de aici care a fost la party la Shelly. Ei bine, acum am ajuns pe la Viral Studios, așa că haideți să mergem. Ne întâlnim prima oară cu Cristina Almășan. Eu nu mai pot de cald, frate, cred că se vede și pe fața mea că sunt foarte roșu. Nu mai bate vântul așa tare, așa că haideți că pot filma și afară. Acum închidem bolidul, se închide la cheie. Se deschide la buton. Am și trapă la ea. Măi, eu trebuie să găsesc studio acum, pentru că nu știu pe unde am venit. Am venit într-un loc de parcare mai mare, unde parchează toate mașinile. Și da, trebuie să caut studio acum. Cred că trebuie să merg mai în față puțin. Țin de mini trepiedul ăsta ca de naiba, pentru că m-am așezat pe el și s-o rupt. Și da, haideți să mergem să o căutăm pe Cristina Almășan și să filmăm o dată colaborarea aceea. Ok, deci am ajuns acum la studio. Acolo este și Cristina. Mergem acum în cameră să filmăm. Acesta este camera în care filmăm. Foarte, foarte faină. Da, foarte dezordonată. E dezordonată, dar nu pentru contează. Pentru că o folosim pentru mai multe chestii, și muzică și filmări. Da, îmi dau seama. Numai camere profesioniste pe aici. Da. Super. Închid ușa? Da, pot să închid. Ok. Deci da, acum începem și să vedem cum iasă. Ok, acum am terminat de filmat, chiar a ieșit foarte fain. Mersi mult, Cristina. Nu dau spoilere încă ce o să... ce, de fapt, ce am filmat. Ați aici o pancardă cu Mikey, de la doza de H. Acum Cristina stinge luminile. Da, deci chiar a fost foarte fain. A ieșit cum trebuie și camera asta e chiar superbă. Sperăm să vă placă. Sperăm. Haideți să vă arăt. Mersi mult. Da. Ce gentleman. Hai că mă revanșez acum. Mulțumesc! Pe aici, acesta este studioul. Mamă, cât e foarte mare. Mamă, ce green screen mare. Unde filmează Mikey? Uite pe asta, de aici. Ah, are asta strâns, așa-i? Da. Mm-hmm. Da, decorul. Super. Ok, sunt mare tântălom, am reîntors în această cameră, că mi-am uitat portofelul. Acum plec. Chiar mi-a plăcut extrem de mult aici la Viral. Dacă auziți, aici este un ecou foarte mare și în cameră nu este chiar deloc ecou. Mașina lui Mikey. Și plec acasă acum. De fapt nu acasă, cred că merg la shooting. Mamă, ce ecou e aici. Ne vedem în mașină mai bine. Mamă, deci nu vine să cred, am intrat iarna și am ieșit vara, frate. Deci o ieșit și soarele, după cum vedeți. Și da, merg să văd ce fac acum. Ok, deci eu chiar sunt tântălău rău. Mi-am uitat și încărcătorul acum. Deci, pe lângă că mi-am uitat portofelul, mi-am uitat și încărcătorul. Deci trebuie să mă reîntorc înăuntru. Super. Ok, mi l-am recuperat. Acum ne îndreptăm spre... nu știu. Și acum ne îndreptăm, știu deja unde ne îndreptăm de data asta, pentru că m-o suna vorba mea, mergem să ne întâlnim cu George Buhnici. Ok, acum am ajuns la loc unde trebuie să ne întâlnim cu George Buhnici, deci cheile astea mă omoară la cum sună. Da, mă rog, mă închidem bolidul. Și da, mergem la Beijing Garden să păpăm. Ok, acum am trezit, se pare că bate vântul iară, dar am prins vreme foarte faină astăzi, este toată ziua însorit. N-am mai apucat să filmez ieri după ce am ieșit de la masă cu Buhnici, pentru că deja se întunecase și după aia am avut un shooting și n-am avut cum să fac vlog să-l continui, așa că îl continui astăzi. Se vede pe fața mea că acum m-am trezit și după vocea mea cred că vă dați seama. După aia n-am mai filmat cu Micaela pentru că deja era 11 noaptea, cred, și era prea târziu și trebuia să merg acasă, mă rog. Da, în caz că nu v-ați dat seama, acest vlog se întinde pe mai multe zile, se întinde pe 3 zile. Este 10:40, o să merg să filmez cu Cristi Priză pentru că m-a invitat la el la emisiune.
am răgușit puțin. Și după ce filmăm cu Cristi Priză, o să mergem la Micaela de data asta, pentru că ieri n-am mai apucat. Deci da, haideți să mergem. Astăzi voi conduce acest Opel, pentru că Mini Cooper-ul nu știu unde este, deci v-am spus, eu când ajung la București, orice ce prind, aia conduc. Cum am scos mașina din garaj și merg să închid, opa, m-am împiedicat poarta și plecăm. Am uitat să menționez că George Buhnici chiar e o persoană foarte deșteaptă. Am avut o discuție cu el ieri după masă. Am mâncat și în mâncare chinezească, a zis că i-a plăcut foarte mult. Și miercuri m-a chemat la I Like IT. Sper că după ce o să postez vlogul ăsta să vă fi uitat deja la emisiune. Și da, ne vedem acolo și acum stau la semafor. Ca de obicei, în București e ambuteiaj mereu. Și imediat ajunge la Cristi Priză acum. Acum este marți, da? Mâine o să fie miercuri și mâine o să merg la Like IT. Mamă, ce față am. Ok, acum am terminat și de filmat cu Cristi Priză. Discuții cu Priză. Ne vedem pe YouTube. Da, mergeți la el pe canal peste câteva zile să... Vedeți un clip frumos. Cu noi doi. Ne apucăm iară de cântat. Încearcă acum să-mi dea follow pe Instagram, dar nu-i merge internetul. Nu-l lasă destinul să-mi dea follow. Nu vrea să... Și văd că am și conturi fake, ia de posibil pe el. Am câte conturi fake mi-aș făcut. Măcar faceți fan page-ul, nu conturi fake. Conturi fake cum rol, găsiți acum. Da. Ok, acum ne-am urcat în bolid, îi dăm drumul la motor și ne pornim către Micaela Darla. Dacă mai țineți minte, v-am spus în acest vlog că voi filma și cu Micaela Darla, dar ieri n-am apucat pentru că, da, v-am spus când m-am trezit. Și foarte fain videoclipul cu Cristi Priză, să mergeți săptămâna viitoare să vedeți pe canalul lui despre ce a fost vorba și ne vedem la Micaela. Să mergeți la ea pe canal să vedeți challenge-ul și la mine pe canal, o să vedeți să după. Să vă abonați pentru că o să facem și mai multe videoclipuri probabil. Exact. Dacă ne iese bine și probabil o să devină din ce în ce mai mișto. Acum am ajuns la mall să păpăm pentru că ne este foame. Mamă, ce intrare. Eu iar mănânc pe de obicei Mac. Ia și-o luat orez, eu mi-am luat aripioare. Deci, e total invers astăzi. Ne-am pus lângă un patinor. Da, deci e super mișto când te pui lângă patinoar, când mănânci. Pentru că te uiți la copii, sunt foarte drăguți cum se dau pe patine, apoi auzi un buf de ăla și nu poți să nu te abții, să nu... Acum m-am urcat înapoi în bolid, merg să mă văd cu vărul meu și nu mai fac cam nimic interesant, doar mâine, miercuri, o să merg la I Like IT cu George Buhnici. Și da, ne vedem direct la Deva. Pa! Yo! Și am ajuns acasă în Deva în sfârșit, sunt în cameră la ai mei, după cum vedeți nu sunt în cameră la mine pentru că afară este vremea ca naiba și plouă și n-am lumină deloc în cameră. E bine, în sfârșit am ajuns și eu acasă după atâtea zile în București. Haideți să facem o recapitulare la ce am făcut eu în București, mamă ce față am, dar nu contează. Deci, haideți să recapitulăm ce am făcut eu la București. E bine, am mers să colaborez cu Cristina Albășan, cu Micael Darla. După aia am fost la George Buhnici la I Like IT, după aia am fost și la Măruță la Pro TV. În camera cealaltă am niște chestii pentru giveaway foarte tari. La București am mai făcut o ședință foto foarte, foarte faină împreună cu Abekiru, dați un follow pe Instagram. Și ca să vedeți pozele pe care le-am făcut, mergeți pe Instagram acum și dați un follow. Oricum, dacă mă aveți la follow pe Instagram, știți deja despre ce este vorba, pentru că am postat acolo foarte multe instastory-uri. Am filmat și cu Cristi Priză, o să găsiți la el pe canal videoclipul, pentru că mi-a luat un interviu cum ar veni. La Discuții cu Priză, vedeți acolo pe YouTube săptămâna viitoare cam așa. Și sâmbătă de la 10 dimineața mă vedeți la I Like IT. Acum este vineri, cred că atunci când o să postez acest videoclip. Am făcut foarte multe colaborări cu foarte multă lume și mi-a plăcut extrem de mult de data asta când am fost la București, pentru că am apucat să fac multe chestii interesante și mai ales pentru voi, pentru YouTube. Să pun colaborările cu Micael Darla și Cristina Almășan cât de curând. Și da, stați cu ochii pe acest canal, stați cu ochii pe ProTV pentru că o să mă vedeți acolo. Dacă nu m-ați văzut în direct la Măruță, puteți să mergeți pe site-ul lor la ProTV, la măruță.protv.ro. Să mergeți acolo să vedeți videoclipul cu mine. Sau dacă nu, îl puteți găsi și pe YouTube chiar. Abia aștept să postez colaborările pe YouTube. Chiar o să fie foarte, foarte interesant, o să vă placă foarte mult. Între timp mi-am cumpărat și o cameră nouă, Canon G7 X. O să improvizăm calitatea videoclipurilor și abia aștept să filmez și cu camera aceasta. Stați geană pe acest canal pentru că vor urma multe, multe chestii interesante. Dați like, subscribe, nu uitați de clopoțel, follow pe Instagram acolo jos și ne vedem pe data viitoare. Pa!